Slăvit să fie Domnul! Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin. Mulțumim Domnului că suntem împreună. N-am fost de mulți ani la dumneavoastră. M-am uitat așa prin adunare și cunosc puțini persoane. Am auzit că de când am fost, eu ați mai făcut încă o adunare și o parte s-a mutat acolo. Domnul să-i binecuvinteze și pe aceia acolo și pe voi aici. Am două gânduri. Din cuvântul care s-a citit, am un gând, apoi un îndemn scurt pentru rugăciunea care va urma. Se vorbea aici de proslăvirea în Hristos, de slava credincioșilor. Întâiul om a fost creat de Dumnezeu și a avut peste el slava lui Dumnezeu. A intervenit diavolul cu păcatul și l-a dezbrăcat pe om de slava lui Dumnezeu. Dar i-a dat o slavă a lui. I-a dat o slavă a lui. De aceea este o slavă din fire și o slavă din Duh. În Galateni 5:26 spune să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. E o slavă deșartă, izvorâtă din invidie, din conflicte. În Ioan 5:44 spune, cum puteți să credeți voi care umblați după slava care vă dați unii altora și nu umblați după slava care vine de la Dumnezeu? În Ioan 12:43 spune, au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Înseamnă că sunt două surse, două izvoare din care omul bea ca să dobândească slava. În genetica omului îi puse dorința de slavă. Slava asta care a avut-o de la Dumnezeu, omul a pierdut-o. Dar a venit Domnul Iisus în Ioan 17:22 și spune, Tată, le-am dat slava mea care o aveam la tine. Întrebarea, noi acum pocăiți din Viena din 2024, avem drept sau nu avem drept la slavă? Nu vorbesc de slava viitoare, Efeseni 5:27, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Nu vorbesc de 1 Petru 5:4, de cununa slavei. Nu vorbesc de Apocalipsa 21:11, cetatea plină de slavă. Vorbesc de slava prezentă. Eu, ca și copil al lui Dumnezeu, am dreptul acum la un pic de slavă sau nu am dreptul? Și eu cred că am dreptul. Concluzia mea asta a fost. Și vă spun și care sunt versetele care ne dau voie la slavă. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Știi care e slava unui pocăit? Când stai mult în prezența Domnului, slava lui Dumnezeu se reflectă asupra ta. În 1 Ioan 4:17 apostolul spune, cum este El, așa suntem și noi. Moise a stat 40 de zile pe vârful muntelui cu Domnul. Când o coborâ jos, știți că fața îi strălucea și evreii nu puteau să-L privească, o trebuie să-și pună o măramă. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Noi ne uităm la Hristos și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. De slava unui pocăit stă în umplerea cu Duhul Sfânt. Avem dreptul la plinătatea Duhului? Doamne, dă-ne slava asta la toți! Mai scrie 1 Petru 4:14,
când sunteți batjocoriți, suferiți pentru Hristos, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Eram odată la judecata unui frate, un frate era condamnat pe nedrept. Tot s-a ridicat împotriva, numai nu l-a bătut, numai nu l-a scupat. Fratele sta așa de senin și la un moment dat, așa încet, a început să vorbească în alte limbi. Așa iradia fața de bucurie, vorbea în alte limbi și unul spune, uite bă, ca un nesâmțit. Și fratele era atâta de bucuros, o mers până acasă, tot vorbind în alte limbi, nu se putea opri. Când suferi pentru Hristos, când ești batjocorit pentru Hristos, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Avem dreptul ăsta? Avem dreptul, slăviți să fie Domnul. În Exod capitolul 32 are loc episodul cu vițelul de aur. Până la urmă, Dumnezeu se împrietenește tare bine cu Moise. Și Moise pricepe. Și spune, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog, arată-mi slava ta. Și Dumnezeu îi spune, Moise, dar nu se poate. Nu este om muritor să se uite la fața mea să trăiască. N-ai cum. Dar uite, facem o convenție. Eu te așez undeva într-o crăpătură de stângă, pun mâna peste tine, trec pe dinaintea ta, după care îmi iau mâna și tu ai să-mi vezi slava pe la spate. Și așa a fost. Ce-o fi văzut Moise? Nu știu. Ce frumusețe avea Dumnezeu? Nu știu. Dar mai știu un lucru. Că Moise nu numai vede slava lui Dumnezeu, el aude slava lui Dumnezeu. Când Exod 33 cu versetul 6 și 7 spune, și când trecea Dumnezeu prinaintea lui, a strigat, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu îndelung, iertător și bogat în bunătate, care iartă păcatul și răzvrătirea. Deci slava lui Dumnezeu, când a venit în fața lui Moise, nu numai prin ce vedea, slava lui Dumnezeu era și prin ce auzea Moise. Dar Dumnezeu se supără pe evrei, vrea să-i nimicească și vine Moise cu rugăciune, numeri 14 cu 18. Doamne, adu-ți aminte că atunci când mi te-ai arătat, ai spus că Tu ești un Dumnezeu îndelung răbdător și ești bogat în bunătate și că Tu ierți, Doamne, adu-ți aminte. Și Dumnezeu a spus, iert. Știți care e slava unui pocăit în vena? Slava stă într-un caracter frumos. Atâta slava ai cât ești de bun, cât ești de răbdător și mai ales cât poți ierta de mult. În asta e slava unui pocăit. Slava unui pocăit nu-i după cum predică, nu-i după cum cântă, după cum cârmuiește, după cum administrează, nu, nu. Slava unui pocăit e după cât iartă, după cât e de bun și după cât de mult rabdă. Avem dreptul la slava asta? Dumnezeu să ne odeie. Un îndemn de rugăciune. Am fost cândva la o întâlnire de rugăciune, atunci mi-a pus Domnul pe inimă îndemnul ăsta, îl repet aici la voi, nu vreau să predic lung, că văd că aveți duc de rugăciune. În Zaharia era o prorocie, în vremea aceea voi turna peste casa lui Draie și locuitorul Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. L-a turnat în seara asta și să-l mai toarne încă. Luca 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmaș și să nu se lasă. El a spus, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu își rușina. În aceea cetate era o văduvă care venea des și spunea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar până la urmă a zis, ca să nu vină să mă tot năcăjească, să-mi bată capul, îi voi face dreptate. Auziți-te, zice judecătorul, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cer, nu va face dreptate aleșilor săi care strigă ziua și noapte către el, măcar că acum, dacă trebuie, mai zăbovește. Din pasajul ăsta eu am învățat câteva lucruri și am câteva recomandări pentru voi și pentru mine. Eu le-am aplicat și le-am aplicat cu succes. În primul rând, roagă-te cu credință. Rugăciunea face ca imposibilul să devină posibil. Păi nu-i logic. La un judecător nedrept, te duci să-ți facă dreptate.
Unde-i logica? Îi un judecător care de Dumnezeu nu se teme, de oameni nu-i rușine și vă va se duce la el și spune, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Dar judecătorul e nedrept. Adică să te duci la o ușă care are lacăt pe ea și tot să bați în continuu. E normal? Domnul spunea, cine bate? Celui ce bate, îi se deschide. Acum eu încerc să vă provoc, nu e cel mai bun cuvânt, la o rugăciune și vă rog, identificați în viața voastră o dorință, o cerere foarte, foarte greu de realizat, aproape imposibil. Nu de mult spuneam că am fost la o întâlnire de rugăciune, erau mulți, poate nu de 10 ori cât atâta, dar poate erau și de 10 ori. Eu am centralizat cumva biletele, cum face fratele aici. Erau bilete cele mai multe. Vreo 4-5 era pentru familii atacate de divorț în care nu se mai poate face nimic. Pentru un soț agresiv care își agresează fizic nevasta și ea nu vrea să spui să nu se facă de rușine. Multe cauze de boală, legături păcătoase, nu pot oamenii să scape, rugați-vă pentru mine, locuri de muncă, și în câteva cauze, eu le-am centralizat toate erau cauze foarte grele, foarte grele. Și le-am spus aici, sunt niște cauze aproape imposibile. Dar eu am învățat din Luca 18 că rugăciunea face ca imposibilul să devină posibil. Avem credința asta? Acum gândește în viața ta. În viața familiei tale, în relația cu partenerul de viață, în relația cu copiii tăi. Ieri mă suna un frate bine cunoscut, un bun predicator și proroc și cântăreț, un om foarte agreabil. Plângea ca un copil. Am o fată, frate dragul, cu care nu mă mai înțeleg. Te rog, roagă-te pentru mine. Nu-i spun numele, că nu mă interesează. E o cauză grea? E o cauză grea. Ei, și atunci, cauzele astea grele, vă spun că în seara asta se pot rezolva. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne! Ai o făgăduință care nu s-a împlinit? O făgăduință grea? Mi-aduc aminte în Samaria, așa era o foame de oameni buni, un sfert de cap de găinați de porumbel se vindea cu 5 sicle și un cap de măgar cu 80 de sicle. Ce mănânci în un cap de măgar, nu știu. Banca o femeie, ofer copilul și l-a mâncat. Și vine un proroc. Mâine la poarta cetății se va vinde o efă de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Și aude unul din suita împăratului, știi ce spune? Băi, de-ar face Dumnezeu ferestre în cer? Nu se poate. Eu vă întreb pe voi, a doua zi s-a vândut? Se poate? De ce? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și aceluia care crede. Vreți în seara asta să vă rugați cu credință? Doamne, ajută-ne! Deci, repet, identifică în viața ta, în viața familiei tale, în problemele tale, o cauză dificilă, hai să spun aproape imposibilă. Când m-am dus la acea întâlnire, eu am adus o cauză înainte al Dumnezeu și am spus, Doamne, mă rog numai pentru cauza asta. Și la sfârșitul zilului și un cuvânt, bărbatule, ți-am ascultat rugăciunea. Nu era ușoară, era grea, grea, grea. Când am ajuns acasă, era rezolvat problema. Dumnezeu să ne dea credință. Dumnezeu poate interveni. Îmi spunea un frate, azi n-ai fost de mult pe la noi. N-am fost de mult. 4 ani n-am ieșit din loc de România. Acum, în ultimii 2 ani, un an și jumate, am avut câteva ieșiri, câteva obligații. Și probabil, vă rog, nu mă mai chemați, că n-am de gând să mai vin. Dar în necazurile și problemele care le-am avut, Dumnezeu mi-a făcut bine. Roagă-te cu credință. 2. Roagă-te cu determinare. Cu determinare roagă-te. Știți, femeia asta nu avea planul B, a doua variantă. Că într-o cetate era un judecător. Dacă erau 10, transferam procesul, mă duceam la altul. Nu, în cetate era un judecător și ăla nedrept. Și la el trebuia să te duci. N-avea unde să te duci în altă parte. Era obligată să meargă acolo, n-avea altă variantă. Și eu spun, în problemele care le aveți dumneavoastră,
Dacă mai aveți alte variante, rugați-vă mai încet, mai moale și apelați la variantele cele. Mai aveți relații, mai aveți bani, mai aveți putere, folosiți-le toate. Pentru cei care n-au pe nimeni, ăia sunt pacienții ideali. Trecea Hristos odată pe lângă scăldătoare. Vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Ăsta e pacientul care îl dorește Domnul. Ăla care nu mai are pe nimeni, nu mai are o a doua variantă, n-are planul B. Dacă sunt așa oameni, în seara asta să se roage. Eu citeam de către fratele Oțmani, în misiunea sa de evangelizare, era pe malul unui râu, în echipa de evangelizare era unul care a fost campion la not. Și în busculata aia care s-a făcut, un ascultător a căzut în apă. Nu știa să note, a început să zbată, să răhnească, spunea fratele Oțmani, stai liniștit, campionul lângă mine. Și ăsta stai impasibil așa. Am început să-l judic. Bă, dar lasă să moară, nu judic. Când omul s-a resemnat, s-a dat seama că moare și-a dat drumul pe valuri, ăsta a sărit, l-a apucat de păr și l-a tras la margine. Și acum intervin reproșurile. Băi, dar de ce n-ai sărit din prima? Ăsta îi spune când omul e gata să se înnece, cât vreme mai are putere să agață și un fir de păr. Te prinde și pe tine, te trage și mori amândoi. Când omul nu mai are nicio putere, îl trage ca pe un lemn la mal, așa. Și el spunea cam așa e și cu problemele noastre. Cât mai aveți încă alte variante, mai aveți relații, mai aveți bani, mai aveți cunoștințe, aveți alte posibilități, rugați-vă mai încet. Trageți cu ochiul, cu urechea, poate vă vine salvarea. La cei care n-au pe nimeni, rugați-vă cu determinare în seara asta. Doamne, n-am pe nimeni. Și până scobor eu, un altul coboară înaintea mea. E pacientul ideal cu care lucrează Domnul Iisus în seara asta. Sunt aici oameni care au probleme grele? Sunt oameni care nu au rezolvare la oameni? Oamenii aceștia să se roage Domnul, Doamne ajută-ne! Rugați-vă cu înțelepciune! Femeia asta nu a venit cu o listă de revindecări, cu 10 cereri. Ea a spus, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu, o cauză am. O problemă am, atâta am eu. Asta e și recomandarea pentru proroci începători, spuneam eu. Când te sui pe turnul lui Habacuc, nu pune Domnului 10 întrebări. Că dacă îți dă un răspuns, nu știi unde să-l așezi. Mai ales proroci începători. Când vii înaintea Domnului, alege o cauză în seara asta. O cauză stridentă, o cauză care te arde la degete. O cauză care e cauza ta. Cu aceea vin înaintea lui Dumnezeu. Și mai spune unul Ioan 5:14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva, după voia lui ne ascultă. Nu cereți în seara asta ca Iosua, oprește-te soare asupra Gabaonului și tu luna asupra văia Ialonului. Nu cere asta. Cere pertinent, cere decent. Adă înaintea Domnului cauza și problema ta strigentă, aceea, adă înaintea Domnului. Nu veni cu 10 revindecări, și asta vreau, Doamne, și asta, și asta. Când ai o problemă, o cauză care te doare, vine cu aceea înaintea Domnului. Domnul să ne dea înțelepciune. Și în diagrama asta, pe coordonata timpului, eu am așezat insistența. Că Domnul aici vorbește mai mult de insistență decât de credință. Trebuie să se roage neîncetat și să nu se lasă. Multă vreme n-o vreau să-i facă dreptate. Eu am spus multă vreme, e atâta. Atâta e multă vreme. Pe diagrama timpului. Dacă ar fi așa, nu mi-ar place pilda. Dar pilda spune, dar la urmă, o spus. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu-mi rușine. Băi, să nu vii, să-mi tot bată capul, am să-i fac dreptate. Există un la urmă. Ceasul nostru nu e ca ceasul lui Dumnezeu. De ce mai zăbovește? Nu știu. 2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Eclesiastul 3:11. El face toate lucrurile frumoase, dar la vremea lor. Eu aș vrea, pentru cauza voastră, să fie vremea rezolvării. Să fie urma. Mai am un exemplu care l-am dat.
Văd aici câțiva bosânceni. Domnul să-i binecuvinteze. Și pe voi. Amin, pe toți. Mai la vale de mine stă o verișoară de-a lui taică-miu. Ea trăiește, are 80 ceva de ani. În tinerețul s-a pocăit, bărbatul nipocăit. Bărbat bosâncean, rău. Ca oameni nipocăiți. Eu îl știu din copilărie, se temeau tăți când veneai la casă. Măi, și femeia asta s-a rugat 10 ani pentru el. S-a rugat 20, s-a rugat 40, s-a rugat 60 de ani. Și când fratele ăsta avea aproape 80 de ani, o venit la adunare, s-a hotărât și l-am botezat și venea la cina Domnului și treceau la poarta amândoi bătrâni cu Bibliile în mână, mergeau la adunare. E mult 60 de ani? E multă vreme? Bă, dar ce frumos că la urmă, a spus, îi fac dreptate. Venea fratele Lupan de la Roma, invalid de război, cu un ochi scos. Eram eu copil mic așa și spunea, așa plânge, fraților, rugați-vă pentru nevasta mea, mă prigonește. Vin de la rugăciune, trebuie să dorm cu animal din grajde, o aruncat cu apă fiartă, dorm pe afară, rugați-vă. Când a venit ultima dată, era bătrân. Și spune, fraților, am venit să vă mulțumesc. După 40 și ceva de ani, soția mea s-a pocăit și acum merge la adunare și așa de fericit suntem. Nu știu dacă mai vin la voi, nu cred că mai venit. E mult? Multă vreme nu vreau să-i fac dreptate. Dar la urmă, eu făcut dreptate. Fie seara asta urma pentru tine. Eu am experimentat lucrul ăsta nu de mult. O problemă grea, care n-avea rezolvare la oameni, am multe cunoștințe am în România printre frați. Nimeni nu m-a putut ajuta. Și după 3 zile de rugăciune, un vas al Domnului venit din Spania, bărbatule, într-o mulțime mare, a spus, erau mii de oameni, s-am ascultat rugăciunea. Când m-am dus acasă, problema era rezolvată. Că ăsta e Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va face el dreptate aleșilor săi care strigă ziua și noaptea către el. Aleșilor săi. Când punem poza unui ales, scrie Coloseni 3:12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de bunătate, îndurare și așa mai departe. Asta e poza unui ales. Hai să ne străduim să fim aleși. Prorocul din vechime spunea, omul ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. Să ne dea Domnul să fim aleși lui Dumnezeu, cu o inimă plină de îndurare, bunătate. Acum spun amin și vă rog să vă rugați. Am vrut să vă vorbesc ceva de slava lui Dumnezeu din textul ăsta. Eu am dreptul la mine în sat și aici să am slava lui Dumnezeu peste mine. Da? Slava care mi-o dă umplerea cu Duhul Sfânt, slava care mi-o primesc când sufăr pentru Hristos și slava unui caracter, să iert, să rab și să fiu bun. Și am vrut să vă spun din Luca 18 ca motivație de rugăciune, rugați-vă cu credință, imposibilul devine posibil, rugați-vă cu determinare, nu lăsați să treacă seara asta, rugați-vă cu înțelepciune. Și Domnul facă în seara asta dorința ta să fie ascultată și rezolvată de Domnul. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnul.